Deși vremea de afară îndeamnă la planuri de vacanță, elevii claselor a 8-a și a 12-a sunt cu gândul la examenele ce le bat la ușă. Pregătirea pentru evaluarea națională sau pentru examenul de bacalaureat se află pe ultima sută de metri. Atenția la cursuri sau orele de pregătire își vor spune cuvântul peste puțin timp, când la avizierele liceelor și școlilor unde se vor desfășura examenele vor apărea rezultatele cu notele obținute, iar expresia admis sau respins va căpăta importanță pentru viitorul acestor tineri. Examenul pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a debutează în data de 30 mai, când începe perioada înscrierilor, până pe data de 3 iunie. Copiii se înscriu la școlile unde au absolvit. În următoarea perioadă, în 14 iunie, au prima probă, proba la limba și literatura română, probă scrisă. În 16 iunie au la matematică și în 17 va fi pentru limba maternă, în cazul nostru nu există. Va urma evaluarea acestora. Se vor afișa rezultatele în 23, tot atunci, în 23 iunie, tot atunci se depun și contestațiile, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 24 iunie. Soluționăm între 24 și 29 iunie, soluționăm contestațiile și afișăm rezultatele finale. Elevii care au studiat și au aprofundat materia așteaptă cu nerăbdare să culeagă rezultatele muncilor, iar ceilalți așteaptă ca zeița Fortuna să le aducă un subiect cunoscut care să îi ajute să promoveze acest examen.